primit o serie de scrisori de la voi cu sugestii despre ce ați dori voi să tratez în meditațiile mele scurte. Și una dintre cereri m-a prins foarte mult. Cum citim Biblia sau ce-i pot spune eu unui om care n-a citit niciodată Biblia și acum o ia în mână, îi groasă, are 1000, aproape 200, mai mult, 1200 de pagini, grea, complicată. Cum să o citesc ca să mă captiveze de la început, să fie interesantă și să fie utilă? Bună întrebare! Iubitul meu, primul meu sfat e: nu începe cu începutul. Nu începe de la Geneza până la Apocalipsa, că te pierzi în ea. Eu îți voi spune ordinea în care să citești. În primul rând, începe cu Evanghelia după Ioan. Deci, Biblia are două părți. Prima parte se numește Vechiul Testament și a doua parte se numește Noul Testament. Vechiul Testament începe cu cărțile lui Moise, scrise pe la anul 1400 înainte de Hristos, și vine până la ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahi, care a fost scrisă pe la anul 430, cam așa ceva. Deci, de la 1400 la 400. Și sunt 39 de cărți acolo. Noul Testament a fost scris după înălțarea Domnului Isus la cer. Și a fost scris de apostolii lui și de alte persoane din prima generație creștină. După părerea mea, cartea cu care trebuie să încep e Evanghelia după Ioan. Ioan a fost un apostol al lui Isus. Probabil că cel mai profund e și numit Ioan Teologul, dar să nu te sperie asta. El mai e numit Apostolul Iubirii, pentru că el a captat că esența lui Dumnezeu este iubirea. Vreau să știți că el a scris mai multe cărți din Noul Testament. A scris o Evanghelie, Evanghelia după Ioan, a scris trei epistole, noi le zicem 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, și a scris cartea Apocalipsa. Dar tu citește întâi Evanghelia după Ioan. După ce citești Evanghelia după Ioan, citește Evanghelia după Matei, Marcu, Luca. Ele sunt înainte de Ioan în Noul Testament, dar nu-i nimic, tu începe cu Ioan. Acum, e foarte important spiritul în care citești. Eu iau cartea asta și zic: cartea asta e scrisă de Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. În cartea asta îmi vorbește Dumnezeu și din cartea asta îl cunosc pe Dumnezeu. În cartea aceasta mă întâlnesc cu Dumnezeu. Citește-o cu respect.
cu evlavie. Citește un capitol, două, trei, poate n-ar fi rău ca la început să citești toată Evanghelia după Ioan. Dar după aceea, ia-o pe bucățele, capitole și versete. Și oprește-te și meditează. A medita înseamnă a pune întrebări textului. Despre ce am citit aici? Oare din ce am citit aici, ce înțeleg mai mult despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt? Oare ce îmi vorbește mie personal textul acesta? Și după ce pui întrebări textului, ridici capul în sus și pune aceleași întrebări lui Dumnezeu, care e acolo, e în fața ta. Tu nu-L vezi, dar tu imaginează-ți că e acolo și stai de vorbă cu El. Doamne, eu vreau să Te cunosc și înțeleg că prin cuvântul acesta Tu vorbești mie. Ce vrei să-mi spui? Cum Te cunosc eu pe Tine din textul acesta? Și taci și ascultă. Dacă n-auzi nimic, nu-i nimic. Merg mai departe. Dar e important că ai pus întrebările. Important e că începi să intri în atmosfera de legătură cu Dumnezeu, de relaționare cu Dumnezeu. Citește așadar Evanghelia după Ioan, care are o caracteristică foarte importantă. Ea vorbește mult despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. În Evanghelia aceasta faci cunoștință cu Dumnezeu, care există în trei persoane. Trei persoane în relații superbe. Fiecare dintre ei trăiește pentru ceilalți doi. Observă asta când citești. Și fiecare îi înalță pe ceilalți doi. Fiecare se dăruiește pe sine celorlalți doi. Se smerește pe sine ca să îi înalțe pe ceilalți doi. Nu există relații mai frumoase ca cele din Sfânta Treime. Suficient pentru astăzi.